În secolul 21, discriminarea nu mai este un fenomen așa cum era acum două decenii. 15 лет назад 8 из 10 человек, живущих с ВИЧ, заявляли, что сталкивались с дискриминацией. Acum 2 ani, doar o persoană din 10 care trăiesc cu HIV declarau același lucru. Haideți împreună să stopăm discriminarea, deoarece este cea mai mare problemă și o barieră majoră în răspunsul la epidemia HIV. În familia ta, cu prietenii, la școală, la muncă, poți arăta umanitate față de ceilalți, indiferent de naționalitate, statut social sau diagnostic. E în puterea ta să fii solidar și să nu discriminezi persoanele care trăiesc cu HIV. Тем самым сделать мир безопаснее и лучше.